Salutare, prieteni. Acum am să desfac banda de la altoierile făcute în primăvară, pe 22.04.2018. Deja nu mai are nevoie de așa ceva, de banda de altoit. Am să dezleg că va crește prea mult și se ștrangulează. Atât. Dacă e crăpată, nu mai se desface singur. Deja aici deja a început să ștranguleze puțin. Am să crăp și aici legătura. Deja am creu s-a dezvoltat foarte mult. Strangulat. Dar nu e problema, se reface. Important e că s-a sudat foarte bine, s-a prins. O vedeți ce frumoasă, ce mare este. Să mergem și la cealaltă. Să vedem aici. Aici trebuie dezlegat, iar că este cu... Aici a rămas cu rafie legată. O să crop și aici tot la fel. Următoarea.
aici este o făcut o întoire în verde. O să o mai las, o dezlem mai târziu. Dar totuși o verificăm și pe ea. Să vedem cum se prezintă. De 22-a 4-a, deci retezem banda atât și aici la fel. Ce frumos a plecat. Aici o să-l dau jos, că nu are nevoie de așa ceva. Deja văd că are puțin foinare pe boabe. O să rup și acest truguraș, că n-am nevoie de ei, că nu să mai fac. Aici la fel. Se vede ce frumoasă este, ce mult s-a dezvoltat. Este un soi de viță muscat otonel, un soi foarte bun pentru vin, aromat. Haideți să mai verificăm pe aici, să vedem care mai este. Da, trebuie deslegat așa asta. Ia să vedem ce facem aici. Aici este o viță atoită în verde, sub coaje. Se vede ce frumos a prins. Are cam peste un metru jumate. Nu s-o desfac decât banda aceasta albă de hârtie. Iar banda de banda aceasta neagră o să o mai las. Gabi, la sfârșitul lunii august o să o dezleg și am să refac legăturile. Aici tot așa este o viță altoită, tot cred că în copulație perfecționată, după cum se observă. Este un soi cu dreapta, un soi foarte bun de masă, dulce. Să punem pauză și să trecem și la altă viță. Aici este o viță făcută ieri de probă în semicopulație perfecționată dublă. Deci am făcut această altoire de probă să vedem dacă rezistă, dacă se dezvoltă și dacă rezistă peste iarnă, dacă să nu înghețe, să nu degere. Deci este făcută de probă. Haideți să trecem și la următoarea viță. Aici tot așa am o viță muscat otonel. O să dezleg și aici. La fel o să crăb banda de altuit. Mai puțin atât.
Iată că în rest se desface singură, nu mai e nevoie să o dezleg eu. Aici a făcut un strug de are făinare. O să-l retez. Aici tot așa trebuie dezlegată banda de altoit să nu se ștranguleze până pot să filmeze frunze. Îl să rup aceste frunze. Haide să tai și aici banda. S-a prins destul de bine, nu mai e nevoie să mai refac legăturile. Se vede ce frumos s-a dezvoltat. Aici tot așa am făcut o altoire tot de probă. Vede ce frumoasă este, ce mult s-a dezvoltat. Aici deja am desfăcut banda. Se vede ce frumos a făcut calosarea. S-a prins foarte bine. Vedeți ce frumos a crescut. Haideți să trecem și la următoare. Deci n-am mai lăsat-o să treacă. Să ajung prima la jumătatea lunii august. Că deja se îngroșe prea mult și se strangulează altoiul. S-a prins numai, deci nu are nevoie de banda de altoit. O să o dezleg definitiv. Vedeți ce frumos a crescut, cât de mult s-a dus altoiul. Cam asta este, sunt mai multe, dar nu prea mai am memorie pe telefon, pe card. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Până atunci, până la un alt videoclip, vă spun sănătate, numai bine, la revedere!